Șapca peste chelie, alcoolic anonim, purtă mai mare decât viitorul lui. Un alta pentru unboxing, cameră profesională pe drag, fiecare cu ce-i place. Salut, eu sunt Andrei și astăzi sunt trist, da, și fericit, nu știu, am sentimentele amestecate în ultimul hal. O să fac un unboxing la ceva ce mi-am cumpărat cu toți banii pentru care am lucrat din, mă rog, mă doare capul, în fine. Astăzi este vorba de Nikon de 5300. Nu este un model așa nou, dar atâta mi-am permis. Da. Și... deci da, sunt și trist și fericit. Fericit că o să folosesc pe asta la filmat acum în loc de telefon. Da, filmez cu telefonul. Da, filmează bine, recunoaște. Așa. În fine. Să începem unboxing-ul și... să și pornim. Singurul ce am făcut, am ținut puțin acumulatorul la încărcat. În rest, n-am scos-o din folie, nu nimic. Deci cutia în sine... carton gros, ca orice cutie. Prezintă produsul. Da, mă scuzați că am întrerupt. După cum spuneam, filmez cu telefonul și am mai primit un apel. Mor! Așa. Deci, aici prezintă camera. Pe lateral decât numele. Și obiectivul pe care l-a dat, 18 până la 55. Da, are Wi-Fi, HDMI, mă rog, mini HDMI. Pe spate, în mai multe limbi, descrie conținutul pachetului. Da, pe ce să mai... hai să o desfacem. Așa, păi să deschidem conținutul cutiei. Pardon, să deschidem cutia, să scoatem conținutul. Primul lucru ce găsim aici, mă rog, asta este factura de unde am cumpărat-o, nu contează. Certificatul de garanție. Un CD care, presupun că are programe, ce mai avea pe ea, pentru Windows și Macintosh, e bine. Tot garanție, pentru asta am semnat aparent. Da. Manualul de utilizare, o întreagă enciclopedie, partea bună că e română. Așa. Aici avem încărcătorul, battery charger, care e pentru priză americană, cred. Și, a, uite un adaptor. Pentru prizele noastre. Ia să vedem aici. Ce simplu a fost. Gata, acum e european. Cabluri RCA. A, cu ieșire video. Mă rog, intrare video și ieșire RCA, asta trebuie să intre în cameră. Sunt deoparte. Ia, le sortăm ambalajele, le arunc în cutie, de fapt. Așa, ce mai avem aici? Acumulatorul. Așa. De 7,2V, 1230mAh, litiu ion. Da. Ia chiar cât mai fac unboxing, să o bag și să mă bag la încărcat un pic. Bun. Mai departe în cutie. Aici, ăsta cred că este obiectivul. O să-mi dă parte deocamdată. Acesta este un capac pentru montură. De protecție, cred. Alt cablu video la USB de data asta. Cred că ăsta e un șnur. O curea pentru cameră. Nu știu dacă o să o pun deocamdată. Așa, e în cutie, n-am mai făcut mare lucru. Hai să trecem la obiectiv. Obiectivul nostru de astăzi. Wow, într-o pungă, altă pungă. Bravo! După cum am zis, obiectivul inclus în pachet este de la 18 la 55.
E destul de bine, pentru începător ca mine e foarte bună. Sunt o parte puțin. Aveam ambalajul la o parte. Am înțeles. N-am înțeles nimica. Vedem cum funcționează parcurs. Așa. Și acum camera. Mai e ceva în cutie? Ia să vedem. Nu, nu mai e nimic, doar o bucată de carte. Iar aceasta este camera. Primul meu DSLR. Aici pentru card. Chiar frumoasă. Asta, dacă amintesc bine, e detașabil. Dacă am citit bine, nu? Da, așa este. Rămâne, bineînțeles. Hai mă, nu mai vreau să intre așa. Deci aici, buton de meniu, informații, pentru blocat, pozele să nu pot fi șterse. Play, galeria, înregistrare, dacă ți-am apăsat odată e vocalizarea, apăsăm mai tare, face poza. A, deci o pornim acum pe off-on, dar acum nu se pornească pentru că nu are baterie. Multe chestii. Auto, fără blui, scenă, portret, efecte, mă rog. Nu o să las chiar pe auto, manual. Navigarea prin meniu. Așa. De asta am luat exact camera asta la buget, pentru că are intrare pentru microfon. Modelul mai ieftin nu are. Aici e intrarea, mă rog, ieșirea video, ieșirea mini HDMI și AV out. Aha, sunt de dimensiuni diferite, sau nu, e același. Ce avem noi aici? Asta are deja aici o protecție. Am înțeles, are conector. Ia să vedem noi ce mai avem aici. Și asta cum vine? Vine afară? Da, asta vine mutat în altă parte, cred, nu aici. Mă rog. Lăsăm asta montat cât timp nu-l folosesc. Ia să le unim. Aha. Click. He, s-a montat. Foarte mișto. Nu știu ce face asta, încă de află. Aha. Foarte mișto. Mă simt ca un copil. Și unul foarte gras, chiar. Ia chiar, pe ăsta se... Butonul de funcție, blitzul. Temporizare. Pus mâna pe rentilă, n-am pus bun. Cât timp nu folosesc, o pun în loc. Acum display-ul. Este și rotativ și cu touchscreen. Adică putem face așa și am închis-o la loc. Foarte frumos. Am mai ținut un pic la încărcat, nu prea mult. O să mai țin. Dar pentru o demonstrație, aici este ușița la acumulator. Și intră astfel. Click. Ok. Hai să... Vedem ce ne-am luat aici. Dăm pe on. A pornit deja. Pot să și rotez, nu doar așa. Știam care touchscreen, nu are, română. Acesta, data și ora. Înseamnă că nu e cu touchscreen. Acum reglez dioptria la obiectiv. Wow, ce
Frumos se vede. Eh, sunt noob în acest capitol. Să dăm pe filmat. Wi-Fi nu folosim. Dacă deschid astfel apare, nu ne arată încă. Eu sunt curios cu blitzul, că manual nu s-a deschis. Ah, o fi avut treabă cu asta? Ia. Yeah. Nu, apare nu are treabă cu acela. Da, din cauza că este pe auto, nu merge blitzul. Acum este fără blitz. Ha. Eu nu înțeles, blitzul se activează automat. Oh, ce m-a speriat cum s-a desfăcut. Ce frumos a închis așa fir. Păi, urmează să-i bag un... oprim. Urmează să-i bag un card de memorie și revin. Așa, am făcut rost de un card. Mă rog, nu e cine știe ce l-am avut la îndemână. Clasa 10, 16 gigabits. Nu e 1.3 sau ceva. Vedem, poate facem treabă cu el. Hai să deschide locașul pentru card. Trebuie băgat astfel. Click. Click. Hai să pornim din nou. Deschidem obiectivul. Hmm. Adică a văzut cardul. Dăm pe peisaj. Ce zice? Trebuie să dezactivez. Da, deci nu e cu touchscreen, m-am înșelat aici. Dar e destul de bine cum se vede. Setări film. Nu resetez. E bine cum e așa. Calitatea imagine cel mai fin. Am setat deja astea. Acum putem să și edităm. Focalizare automată. Hai de mine câte avem aici. Este vreun fotograf pe aici? Vai de mine, ce frate, asta am de învățat o grămadă. O să trească să stau să învăț toate chestiile astea. Mă rog, ideea e că nu mă interesează toate chiar. Eu sunt mai mult pentru... Ia să formatăm cardul. A? Sau hai să nu, că am niște chestii importante. Foto, nu... Da, ideea este că eu folosesc unul pentru video. Așa că hai să dăm drumul. Efecte, nu. Dăm pe manual. Dăm pe auto. Știți cum e cu prostia asta? De ce nu? Ce are, mă, de se vede negru? Am stricat camera.
Când încolo. Și acesta este fratele meu care ce că mă ajută. Vrei să șterg din filmare? Da. O să șterg. Ok. Hai să facem aici o mică filmare. Mă rog, o poză. Este un interesant. Cică. Hai să dăm acum... Ia. Trebuie să dau să focalizez. Așa, acum să dăm filmare. Filmez acum? Încă trebuie să mă învăț cu asta. Înapoi pe manual. Ce-s mă de spune? Nu, nici nu. Foarte tare. Deci de aici am uitat să-mi dar. Deci de aici schimb de la vizorul ăsta mare la cel mic. Foarte bestial. Acum înregistrează. Și înregistrează chiar foarte bine microfonul meu. Am oprit înregistrarea. Păi ce să mai... mai fac niște mixetări la ea și o să folosim la test acum. Mă filmăm pe mine. Filmăm un prost. Bun, revenim imediat. Și așa filmează la 1080p, 50 de FPS-uri. Mă uit așa la ea. Și îmi place ce văd. Camera arată bine, nu eu, pentru că am uitat să dau display într-o parte să mă văd în oglindă. Dar este destul de bine, zic eu. Voi ce credeți? Nu prea am făcut prea multe setări, că am de studiat, Doamne, deja miroase a creier încins. Mi se topesc ochii. Și așa se aude microfonul ei. E timpul să pun și microfonul extern pe care l-am folosit până acum. Revenim! Iar așa se aude cu microfonul extern. Și iar am uitat să scot display-ul, să văd prostul în oglindă. Ia să scoatem display-ul frumos. Ia să vedem, mă văd. He, boy, au tot și pe diodul ăla. Destul de bine. Nu știu, Doamne, râd cu lacrimi. Îmi pare rău că am dat banii și îmi pare bine că am luat camera. Nu știu... Voi cum v-ați simțit în locul meu? Ideea e că vreau să fac o filmare mai serioasă. Ați văzut filmarea asta cu tu alegi traseu? Ei bine, urmează să fac ceva mai serios. E timpul să mă provoc pe mine. Dar mereu mi-a plăcut filmele, mi-a plăcut să... mi-ar fi plăcut să regizez și eu ceva, să fac ceva special, marca mea. Și acum cred că o să fac. E, mă rog, de începător, cu o cameră de începător, dar eu zic că o să mă descurc. Voi o să trească să-mi spuneți părerea. Când am timp, o să încep să filmez și o să fac un mic trailer, să vedeți cam despre ce este vorba. Ceea ce este descurajator pentru mine, că nu prea am abonați acum. Mă rog, ce ai drept, sunt la început de YouTube. Dar e descurajant să nu ai abonați și... face atâtea chestii. Mă rog, dacă v-a plăcut clipul ăsta al meu, dați, vă rog, un like, că mă ajută treaba asta. Dacă nu v-a plăcut, dați un dislike. Dacă aveți păreri, opinii, sau vreți să-mi dați o idee,
să-mi spuneți ce am greșit în clip, dacă e, sau ce ați vrea să mai zic despre această cameră, spuneți-mi în comentarii, vă rog. O fac cu plăcere. Și, da, și nu uitați, vă rog, să vă abonați. Mă ajută foarte mult, că prind și eu curaj și o să fac ceva mai spectaculos, zic. Eu zic că sunt în stare. Mă rog, rămâne la aprecierea voastră după ce filmez trailerul, dacă vreți să vedeți ce o să scot sau nu. Până atunci, eu sunt Andrei, vă mulțumesc că v-ați făcut la acest mic unboxing al meu și mâine o să filmez încă un unboxing. Am luat un, pentru cameră de acțiune. Mă rog, vă zic când fac unboxing în ziua respectivă. Până atunci, pe data viitoare. La revedere!